Revenim la întâlnirea noastră din această seară. Vă reamintesc că discutăm despre stresul profesional și despre burnout. Iar acum aș vrea să te întreb un alt lucru, pentru că spuneai la un moment dat, pomeneai în prima parte a întâlnirii noastre despre faptul că de multe ori există posibilitatea să apară și un dezechilibru între viața profesională și viața personală. Cât de frecvent se întâmplă ca o persoană care ajunge la o epuizare, să nu mai dedice deloc timp vieții personale? Totul să se întâmple în funcție de locul de muncă și dedicat locului de muncă? În contextul în care și în viața noastră actuală, în care profesia ocupă un loc foarte important, sigur că în momentul în care la serviciu dezechilibrele se adâncesc, starea de tensiune crește, acest lucru se poate repercuta negativ și asupra vieții personale. Pe de altă parte, viața personală și suportul familiei s-a demonstrat, și studiile atestă acest lucru, s-a demonstrat că este un factor protector în burnout. Deci un factor care atenuează oarecum influența stresului cronic asupra burnout-ului sau cauzalitatea stresului cronic în burnout. Și atunci vorbim practic de o relație oarecum bidimensională. Pe de o parte, viața de familie împlinită ne poate proteja. Pe de altă parte, în burnout, burnout-ul poate influența în mod negativ viața de familie. Dar evident, putem vorbi de un echilibru în ceea ce privește cele două aspecte ale vieții noastre? Pentru că cred că e o întrebare pe care o auzim atât de frecvent. Dacă există posibilitatea ca în același moment al vieții mele să mă împart egal și funcțional atât în ceea ce privește viața personală cât și în ceea ce privește viața profesională? Cred că este foarte, foarte dificil de demonstrat că ar putea exista acest echilibru. Mai degrabă ar putea exista momente în care, dacă o parte a vieții mele este mai împlinită, să mă protejeze în cealaltă parte a vieții mele de factorii negativi. Mi-ar plăcea acum să discutăm despre cumva câteva consecințe, cred eu, ale apariției burnout-ului, și anume faptul că sunt persoane care sunt foarte dedicate muncilor, care își doresc să performeze, care se imaginează, așa cum povesteam mai devreme, într-un anumit punct al carierei lor și sunt dispuse să accepte diverse, să facă diverse, să accepte diverse compromisuri, sau pe de altă parte sunt persoane care, nu știu, ajung la consum de pastile sau la consum de alcool sau la consum de alte substanțe care cumva să îi disocieze de ceea ce se întâmplă acolo și să-i ajute să se susțină din punct de vedere profesional. E un lucru pe care îl întâlnim frecvent și care e un lucru pe care îl întâlnim frecvent și cât este el de periculos pe termen lung. Pentru că e clar că pe termen scurt, din moment ce se apelează la astfel de soluții, ele funcționează, adică reușesc să fac față situației, dar pe termen lung... Da. Există studii care pun în evidență această consecință negativă a burnout-ului sau mai degrabă, aș spune, a stresului profesional. Consumul de alcool, consumul de altfel de substanțe poate fi considerat o modalitate de coping la stres, dar care poate să se prelungească în timp și să fie oarecum o reacție sau o modalitate prin care să încercăm să facem față și burnout-ului. Deci, da, aș zice că da, persoanele care suferă de burnout pot evadeze în comportamente din acestea compensatorii, compensatorii pentru a face față și că, sigur, este o consecință negativă care, chiar dacă se manifestă, nu se manifestă poate proximal, se manifestă distal. Sigur, pe termen lung, aceste lucruri trebuie combătute.